Respectăm votul dat și cerem guvern competent și curat. Asta scrie pe bannerul din spatele meu, care este pus în Piața Victoriei, este lipit pe asfalt, pentru că sunt câțiva protestatari, câțiva oameni din protestul Rezist, care sunt și în acest moment în Piața Victoriei, îi vedeți în spatele meu. Bannerul acesta, dragii mei, demontează cea mai mare manipulare pe care a făcut-o infractorul Liviu Dragnea, împreună cu inculpatul Călin Popescu Tăricianu, pentru a salva guvernul marionetă al PSD, guvernul Grindeanu, care a dat ordonanțe noaptea ca hoți în clădirea din spatele meu. Au spus că protestul Rezist este un protest împotriva democrației și împotriva românilor care au votat în mod democratic la legile parlamentare o majoritate PSD. Este o manipulare foarte perversă, pentru că niciunde în programul PSD nu existau aceste ordonanțe ale rușinii naționale și nu existau nici legile pe care vor să le dea în acest moment, legile la care se lucrează în biroul lui Dragnea și în biroul lui Tăricianu, împotriva justiției. Deci PSD-ul a fost votat pentru cu totul alt program de guvernare și pentru alte măsuri, împotriva cărora nu s-a ieșit în piață în cele 30 de zile în care am avut acest protest Rezist. De asemenea, protestatarii, și aici este a doua mare demontare a acestei manipulări comunistoide de tip Ilieșcean pe care o face Liviu Dragnea, care e demontată de acest banner din spatele meu, ține de protestul Rezist. Protestul Rezist nu a fost niciodată împotriva majorității parlamentare, împotriva PSD-ului. Nu! Protestul Rezist este pentru demisia lui Dragnea, a lui Tăricianu și a marionetei lor Sorin Grindeanu. PSD-ul poate să-și păstreze liniștit majoritatea parlamentară și poate să guverneze în continuare conform programului de guvernare, nu după fel și fel de agende ascunse cu care vine mafia, pentru că este o întreagă mafie, să știți, care nu ține de carnet de partid. Mulți sunt PSD-și, dar sunt și de la alte partide, cei care în acest moment sunt încolonați în spatele lui Liviu Dragnea și a lui Călin Popescu Tăricianu, sperând că aceștia vor putea să facă schimbări în justiție care să rezolve dosarele penale ale acestei mafii. Mafii care nu cuprinde numai politicieni, cuprinde oameni de afaceri, cuprinde patroni de redacții care speră și ei că vor scăpa de consecințele penale ale faptelor lor. Deci protestul Rezist nu este împotriva majorității PSD sau împotriva democrației. Este un protest împotriva unor penali care până la urmă au șterpelit voturile alegătorilor PSD și folosesc aceste voturi într-o manieră în care ei nu au spus în campania electorală că vor folosi aceste voturi. Și să știți că fac foarte mult rău oamenii ăștia, pentru că rămân în continuare la butoanele puterii. Astăzi premierul Sorin Grindeanu a primit o delegație străină la Palatul Victoria și protestatarii care au fost mai devreme în piață au huiduit. Demnitarii străini au văzut acest protest. Scriam în editorialul din România Liberă pe care l-am citit în Piața Operei din Timișoara și sunt foarte mândru că am făcut treaba asta. Spuneam că sunt morți politic, pentru că ei reprezintă, dragii mei, în exterior, în afară, Tăricianu, Grindeanu și Dragnea reprezintă imaginea corupției. Mai un pic și în dicționarele online din toate țările unde a fost relatat acest protest, pozele lor vor fi trecute la definiția corupției. Sunt Mălin Bot și Rezist.